Un număr de 22 de acțiuni tematice de control au fost efectuate luna iulie de Casa de Asigurări de Sănătate Suceava, fiind verificat 10 medici de familie, 3 medici specialiști în ambulatoriu de specialitate, un laborator de analize medicale, 6 farmacii, un furnizor de servicii medicale de recuperare și un spital. Astfel, la 3 medici de familie s-a constatat necompletarea corectă și la zi a documentelor de evidență a serviciilor medicale și s-a aplicat sancțiunea contractuală de avertisment la prima constatare. În 4 cazuri s-a aplicat sancțiunea de diminuare cu 5% a valorii lunare per capital pentru nerespectarea programului de lucru declarat la Casa de Asigurări de Sănătate Suceava, iar la toți cei 10 medici verificați s-au aplicat măsuri de recuperare a sumelor reprezentând rețete prescrise fără respectarea protocolului de prescriere a medicamentelor. În cadrul controlului s-a constatat că 5 asigurați au beneficiat de rețete compensate 90% din prețul de referință, ca urmare a declarațiilor depuse la medici de familie și a încadrării acestora în categoria pensionari cu venituri numai din pensii mai mici de 700 de lei pe lună, deși conform bazei de date de la finanțe, aceștia aveau și alte venituri impozabile, nu doar venituri din pensie. Casa de Asigurări de Sănătate Suceava a aplicat și măsuri de recuperare de la 6 medici de familie a contravalorii compensate a rețetelor duble, eliberate într-o lună pentru pacienții beneficiari ai programului de compensare. În luna iulie anul curent, salariații Casei de Asigurări de Sănătate ai Serviciului Control au efectuat un număr de 22 acțiuni de control tematic și 4 acțiuni de control operativ la medici de familie, medici specialiști, laborator de analize medicale, farmacii și furnizori de servicii medicale de recuperare și spital. Deci, dintre neregulile identificate în aceste acțiuni de control, pot enumera în cazul a 3 medici de familie. S-a constatat necompletarea corectă și la zi a documentelor de evidență a serviciilor medicale și s-a aplicat sancțiunea de avertisment, fiind la prima constatare. În cazul a 4 medici de familie s-a aplicat sancțiunea de diminuare cu 5% a valorii lunare per capita pentru nerespectarea programului de lucru. În cazul a 10 medici de familie s-au aplicat măsuri de recuperare a sumelor reprezentând rețete prescrise fără respectarea protocolelor de prescriere a medicamentelor în valoare de 99.000 de lei. De asemenea, în cazul acțiunilor de control s-a constatat că un număr de 5 asigurați au beneficiat de rețete compensate 96% din preț de referință ca urmare a declarațiilor depuse la medici de familie și a încadrării acestora în categoria pensionari cu venituri numai din pensii, mai mici de 700 de lei pe lună, deși conform bazei de date de la finanțe, aceștia aveau și alte venituri impozabile și nu doar cele din pensie. În aceste situații, compartimentul juridic a transmis notificarea asiguraților pentru a recupera contravaloarea de 40% din prețul medicamentelor de care au beneficiat nejustificat, în valoare de 613 lei. De asemenea, 3 medici de familie au emis rețete compensate pensionarilor cu venituri numai din pensii mai mici de 700 de lei pe lună, fără să aibă la fișă declarația că nu realizează alte venituri în afară de cele din pensii și, prin urmare, s-a recuperat suma de 292 de lei. S-au aplicat măsuri de recuperare de la 6 medici de familie a contravalorii compensate a rețetelor duble eliberate într-o singură lună pentru pacienți beneficiari ai programelor de compensare 90%, în valoare de 2215 lei. În cazul a 2 medici de familie s-au aplicat măsuri de recuperare a sumei reprezentând servicii neefectuate în sumă de 4978 de lei și în cazul unuia dintre acestea s-a dispus și măsura diminuării cu 10% a valorii lunare per capita. De asemenea, s-au efectuat și 4 acțiuni de control operativ, în urma cărora, în cazul a 2 furnizori de servicii medicale la domiciliu, s-a aplicat sancțiunea contractuală de avertisment pentru necompletarea corectă a formularelor obligatorii utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.